Aceste fursecuri umplute. Vom avea nevoie de 160 de grame de unt, 2 ouă, 110 grame de zahăr pudră, esență de rom, un praf de sare. Amestecăm bine toate ingredientele. Și adăugăm făină. Făina o adăugăm puțin, cât este necesar ca să obținem un aluat potrivit de tare. Apoi o să punem aluatul în folie alimentară și o să-l lăsăm la odihnit măcar o jumătate de oră. Putem face o parte din aluat fursecuri și dacă ne rămâne îl putem congela și îl scoatem când o să avem nevoie să facem alte fursecuri. Îl scoatem de la frigider, îl lăsăm la încălzit și apoi îl frământăm puțin. Și o să întindem cu un sucitor, să vedem, l-am pus aici. Cu un sucitor o să-l întindem direct. Și acum o să tăiem cu aceste forme. Mai întâi tăiem pe cele mari. Eu nu le iau de pe hârtie, pentru că în momentul când încercăm să le luăm și să le punem în tavă, își schimbă forma. Le las aici, le trag cu tot cu hârtie. Sau puteți pune direct pe tavă și le tăiați direct în tavă. Ia să pun tavă. Ia să vedeți. Așa. Poate cineva nu reușește să pună. Deci puneți aluatul cu tot. Așa. Aici și tăiem direct în tavă. Așa. Și acum tăiem cele pătrate. Așa. Luăm surplusul. Și acum o să tăiem cu cele micuțe. Tăiem, cum am spus, lăsăm direct pe... și facem una o lăsăm întreagă și cealaltă tăiem. Deoparte. Și o să punem tava la cuptor și dăm înainte cu zahăr peste, se vede? Se vede, nu? Așa. Și o să punem puțină dulceață. steluță. Și acum deasupra îi punem, ia uitați, vedeți? Și să mai facem una cu Nutella, vedeți? Punem așa aici pe mijloc. Și apoi o să ducem spre vârfuri. Eu mi le-am făcut înainte, că celelalte stau la cuptor. Ia uitați. Vedeți cum arată? Vă pup dulce și vă doresc multă, multă sănătate!